poliția lângă. Vrem chestii. Uite, am găsit pâine. Am găsit taxi. Let it snow, let it snow. Mama, e creepy as fuck. Headbang! Headbang! Bine, Halloween! Ok, hey, Stechila, și astăzi am de gând să decorez casa de Halloween, pentru că nu am făcut asta în general, în, cred că niciun Halloween. Vă pun aici frumos și vă explic ce cu pătura asta și pleacă. Pe canalul lui Vlad. Ce mișto se vede lumea, mi se face rău. Mi-e mai negru un păianga la Vlad. O să mergem acum la ceva magazin și o să luăm, am auzit recent cuvântul ăsta, nu știam, bostani. Bostani, da. Bostani, deci eu nu știam, nu știu dacă, nu știam pentru că cultura mea nu este suficient de vastă sau pentru că este regionalism, probabil ambele. Dar acum am aflat de bostani, eu le ziceam fucking, asta se lipește, man. Da, pe jazzy. O să mergem și să cumpărăm dovleci, pe canalul lui Vlad o să-i facem, iar la mine pe canal o să decorăm bucătăria pentru că camera mea e suficient de decorată, momentan, și nu prea mai am cum să o pifa nimic, e prea plină. Acum o să mergem să cumpărăm chestii ca să avem cu ce să decorăm chestii de Halloween. Hai să facem o tranziție frumoasă, fii atent. Gata, suntem afară, tocmai mă gândeam, uitați-vă puțin la Vlad ce face. E o baltă în care a curs ceva benzină. Și știți cum se vede benzina în apă? Se vede minunat, e așa un curcubeu iridescent. Ok, arată bine și mie îmi place și vouă vă place, știu sigur. Imaginați-vă cum ar fi să fie pe stradă numai generația noastră de hipsteri dubioși și să-i vezi pe toți stând așa efectiv lângă bălți cu telefonul mână făcându-și poze la picioare. Deci ar părea super dubios. Touch my soul, you'll get the glitter. Ne-am hotărât că e frumos afară. Nu știm în ce direcție, dar noi ne-am hotărât că o să luăm tramvaiul, metrou, ca băieți. Am un cruce aici așa. Ai văzut ce-am făcut? Vreau să focusez. Și cum focusai? Ai apăsat pe frunte, pe obraz. Vai de capul meu, asta e ultima. Deci eu nu cred că am apăsat aici ca să mă focusez, trebuie să apăs pe ecran. Doamne, ce prostă sunt. Zebra. Eu sunt călătoria. A, dacă nu erau trei, mă gândeam că e încolo, o să-mi bat piciorul. Sunt o vidruță, vidruță șoferiță. Sunt cea mai cu minte vidruță șoferiță din univers. O vidră șoferiță. Îl luăm pe ăsta? Nu, că nu trebuie la Unirii, ne trebuie la... Păi da, dar luăm metroul de la Unirii. Hai. Nu, pe... Deci sunt mortul. Ce-a băgat piciorul în mine? S-a pișat pe noi. S-a pișat pe noi. S-a pișat pe noi. Haide, măi nebun. Man, eram în fața lui, gen, voiam să intru. Știa că n-am cartelă, băgam iași. Stai că vreau să-ți explic ceva. Suntem lângă casa de o jumătate de oră. N-a așa dovezi. Poliția lângă. Unde? Mor! Mor! Mă, trebuie să ajungem la Unirii. One eternity later. Uite acolo vreau să ajung. Deci uite la păianjenul ăsta, de exemplu. Deci gândește-te. E groaznic. Doamne, nu pot. Uite un picior. Uite, am găsit pâine. Am găsit taxi. Mor. Trebuie să mă gândesc în ce mă îmbrac diseară. E super complicat. A, gata, cred că am găsit. Bun. Da. Și cât e una de mare? Ia două. Ok, ce vrem? Vrem chestii. Ei, până una alta. Deci cuțitul ăsta e, trăiesc pentru așa ceva. Frate, ce drăguț. Și eu m-am trezit așa, săracul. Pot să mă fac polițist? Diseară. Da, luăm. Uite coadă de mâță. Mamă, ce kinky, mi-e rău. Noi ne gândeam să ne facem pușcăriaș, dar avem toate șansele și fără heroin. Care yeah. Îmi place mai mult asta. Asta, nu? Da. Leșin. Da. Ai adus... Vlad, Vlad, asta e făcută pentru noi. Nici nu discut. Am cumpărat o tonă de chestii și... Nu, da, nu vă arătăm până acasă. Când am vrut să ieșim acum după ce am achitat, ce am cumpărat, vânzătoarea ne-a oprit să facă o poză cu noi că ne urmărește fata ei și da, la, la. Wow, frate! Mă gândeam că vreau să ne oprească că, nu știu... Am furat ceva. Am furat ceva sau cine știe de-astea. Și că arătăm aboschetarea așa. Da, man, foarte fain. Ia-s, gaga! Aici avem o pungă, aici altă pungă, alte două. De ce sunt toate pungile împrăștiate? Oh, am îmbătrânit maică. Fa! Dar tu știi! Dar tu știi! Câți pungi din cap îți dau!
Dacă nu mă las să-mi iau un porumb atunci când îmi e poftă. Ești dusă cu capul, tu știi câte calorii are un știulete? Da, tu știi câte mii de pumni în cap îți dau dacă nu mă las să-mi iau porumb când îmi e poftă. Da, e bine că a focalizat acea bandană. Am văzut și haina, ți-am văzut și banda. Hai, du-te, ai filmat. Yes. Începe Halloween decorațiuni party. Yes! Porumb! Porumb! Eu mor, leșin! E cel mai tare lucru din viața mea, îl pun afară sau înăuntru? Aici, nu? Aici, nu? Da, invers, cred. Da, deci e cel mai tare lucru. Așa se intră la noi în casă. Nu le-aș pune afară, să mor eu. Poate îl fură ăștia. Da, prețul, atâta costă casa. Dacă vreți să cumpărați, a căzut, era 30 de lei. A, așa. Tu comentezi, Radu. Radu, dacă auzi asta, să știi că am tăiat ceva din filmare. În cauza ta. Acum, gata. Reîncepem. Da? Arată așa, pânză cu un păiangăn aici în mijloc, da? Pânză care se prinde de chestii. Ăștia, Gigel 1 și Gigel 2. A, avem și pe Gigel 3. Poliția pentru familie. Mesaj privat. Bandă rulantă de la... Ce? Mai scrie ceva? O să aflăm. O să aflăm. Enter if you dare tape. O, s-a terminat. Enter if you dare. O să o punem la intrare și după Halloween. Aici avem o pânză mare de păianjen. Cu un păianjen mare și urât. Și chestii care tot așa se văd mișto în întuneric. RIP. Ok, avem o de-asta cu nedățuri, pentru că nimeni nu ne dă. Și știi ce punem în ea? Vodka. Două cupe pe care să ne luăm la party de seară, dar le punem aici. Și aici? Bem din bostanii. Bostanii, da, de pentru episodul meu. Și lumânărele, lumânărele. Scoci, hai după scoci. Deci este groaznic cum arată pe anul ăsta aici. Doamne, ferește. Și aia e pânză, altfel de pânză, știi? Uite, așa s-o punem ca și cum ar fi căzut din asta și s-a transformat. Asta este de cu tine două tu mașini. Da, da, mai sus un pic. Așa se curgă de acolo, gen, știi? Da, dă-mi o... Mamă, e chiar creepy asta, vreți să se simte? Eu. Man, se simte ca pânza, rău. Eu nu știu cu ce dinții ai tu, cum se face cu dinții aia. Așa, ne-a zis, deci am aflat chestia asta cea mai importantă. Păi, mic. Stai că spatele. Wow, ce creepy. Trebuie să pun și asta aici. Și trebuie să că mai adaug eu un efect. Iată, trebuie retușat. Happy Halloween! Acum trecem la ale grave. Chiar e nice, rău. Ia la cază, chiar un picior la leșinatul ăsta, man. Nu știu că, și la celălalt, e care-i piciorul. Vezi că mi-ai pânza, te-a dracu. Asta cred că poți să dansezi Macarena, dacă te vreau. Mai dăm un scoci. Dacă te vin, pe aia genul ăla devine omor aici. Ai pus un picior in... Tu ai pus piciorul. Mi-e rău. Take it! All the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Nice! You look great! Bă, nu, am uitat-o acasă. Ia. Hai să ciucnim un pahar de Vivaldi. Pune fă vodka. Nu mă pui vișine. Stai că nu pot să focusez, fă, nu merge. Gata, stai. Fuck to me! Gata. Pa, pa, pa! Stai să ating cu asta. Wow! Dar nu s-au încărcat și ăștia mici. Lasă! Ălea s-au încărcat, da. Ce drăguț. Mamă, e creepy, eu să fac. Uite-te și la dobla. Ce? Nimic. Fă vezi că iei păienjenii. Vezi că pânza asta, gen, se ia super tare. Se ia pe tine, sper eu. Chiar pânză reală. This is so... Două, e genial. Am filmat cum se vedea, că am uitat. Guys, efectiv, am ascultat piese de Crăciun când am decorat de Halloween. A fost cel mai fun episod după fereala. Ne apucăm acum să facem pe canalul lui Vlad. Probabil ați văzut deja episodul dacă nu e aici, la InfoCard. Asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dacă da, dați un like, abonați-vă pentru mai multe episoade. Să ne vedem data viitoare, ok, bye! Industria curată. Hai moment, doar nu credeai că am uitat de vreo. El e omul cu cele mai tari sketch-uri din rom. O tonă de realizări.